Înțeleg și simt cum puterile sufletului meu cresc. Sunt o adevărată actriță. Joc cu patimă, cu avânt. Scena mă îmbată și mă simt frumoasă. Principalul nu e gloria. Nu e strălucirea. Nu e ceea ce am visat. Totul e știința de a îndura. Învață-te să-ți porți crucea și crede. Frumusețea fizică e trecătoare, dar bucăția minții și frumusețea spiritului șoleam toate astea. Eu am primit loviturile în fața și în trupul meu. Nu meritați să trăiești printre voi. Ăsta e ultimul meu cuvânt. Ce vă uitați așa la mine? Actrița Clodie Bertola s-a născut la București, într-o familie catolică, având origini italiene, franceze și germane. Cu o personalitate magică, ea s-a impus în epocă drept una dintre cele mai frumoase și tulburătoare femei, iar viața ei, plină de iubiri pasionale, ar putea constitui subiect de roman. Dar ce-i drăguț să te rătăcit? Mi-au spus să iau un tramvai numit Dorință, să-l schimb cu unul numit Cimitirele, să merg 6 stații și să ajung la Câmpiile Elisei. Da, chiar aici ai și ajuns. Eu privesc personajul în prima etapă înăuntru lui, adică fac o introspecție asupra sensibilității personajului, asupra stărilor lui temperamentale, emoționale și așa mai departe. Iar exteriorul personajului îl conturez de-abia când acele etape sunt lămurite în mine. Și tu îmi cereai, mi-aduc aminte, chiar în tramvai numit Dorință, să încep să umblu ca Blanche, să râd ca Blanche, să fac gesturi ca Blanche. Asta mi-era imposibil până nu-i găseam resortul interior. În inima mea n-am mințit niciodată! 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 Ce vrei? Ce n-am obținut toată vara? Ia-mă de nevastă, mici! Nu cred că vreau să mă mai căsătoresc cu tine. Nu ești destul de curată să te ducă acasă alături de mama. Clodie Bertola și-a construit o carieră artistică sub semnul lucidității și al emoției. Nu vorbiți atât de aspru cu mine. Acum totul s-a schimbat. A devenit neînțeles și amenințător. Cum? Ce spui? Viața este o enigmă. Există un fel de mister în spectacolele în care joci tu. E vorba de faptul că aceste spectacole nu se degradează. Cred că se datorește exigenții mele feroce de a nu lăsa spectacolul din mână și de a nu se degrada, ci dimpotrivă, de a crește în continuu spectacolul, de a crește calitatea lui și de a face mereu salturi. Așa aș dori să ating perfecțiunea, dacă se poate atinge perfecțiunea vreodată. Clodie Bertola a devenit inegalabila, unica, prințesa inefabilului. A avut iubiri și prietenii care au intrat în legendă. A fost muza în viață și în artă a pictorului Ștefan Constantinescu, a regizorilor Liviu Ciulei și Lucian Pintilie. Orice actor trebuie să fie permeabil la tot ce, este nou în jurul lui și este tânăr în jurul lui. Montările celebre, Cum vă place, în regia lui Liviu Ciulei și Livada cu vișini, în regia lui Lucian Pintilie, au transformat teatrul românesc într-un spațiu în care metafora, ideea, jocul actorilor au fost supuse unei concepții moderne. Unde glasul clopotelor vine parcă din cer.
Care a fost rolul cel mai iubit? Cel mai iubit rol? Au fost două. Sfânta Ioana și Rosalinda din Cum vă place. Spune-mi, Sfânta Ioana, câți ani s-a jucat? 8 ani. Ia minte, femeie! Te vor târâ pe uliți și te vor arde pe rug ca pe o vrăjitoare. Lumea asta e prea rea pentru mine. Dacă n-ar fi vocile mele, mi s-ar topi toată vitejie. Cine e cel ce n-ar găsi cuvinte când s-ar afla în fața iubitei? Dumneata, dacă ți-aș fi iubită. Nu sunt eu, Rosalinda, dumitare? Îmi place să-ți spun așa, pentru că mi-închipui că vorbesc cu ea. Atunci eu, în numele ei, îți spun că nu-mi place. Și atunci eu, în numele meu, am să mor. Nu! Claudie Bertola este cunoscută și din filmele românești Facerea Lumii, Ciprian Porumbescu, Felix și Otilia, Ciulinii Bărăganului. Atunci o să ne luptăm, fetițo. O să ne luptăm. Nu. Te rog, Berta. Nu încerca să-ți atragi mânia tatălui tău. Știi bine că nu îngăduie nimănui să stea în grei cât timp cântă. Marina! Alată repede după stănică, vreau, să vie și el și Olimpia să aducă doctorul pe care știe el. Repede, și tu, Aulico, du-te dincolo să nu fure vreunul ceva. Da, nu. Oh, tocmai acum l-a găsit. Stănică, nu. Cine te-a pus să carcărămidă? Să faci casă. Ce n-aveai casă? Ar trebui să te sui în pat. Ce stai pe masa asta? Chile, chile. De ce, de ce? Ar fi bine să mi le dai mie, să nu ți le fure cineva. Una dintre cele mai delicate și mai nobile mărturisiri ale actriței Claudie Bertola rămâne aceasta. Nu-mi face plăcere să citesc lucruri frumoase despre mine. Parcă citesc despre altcineva. Încerc un sentiment curios, că totul este trecător și că nimic nu stă pe loc în arta noastră. A fost atâta chin, încât bucuria venea așa, ca după o boală, însoțită de o stare amestecată cu oboseală, melancolie și tristețe. Conversație înainte de masa de seară. Ușa e deschisă. S-o închid? Dacă vrei. Atunci nu o închid. În ocean albastru. Albastru. Ca ochii primului meu iubit. Ești plin de sânge și tot sângele ăsta-i sânge de copii. Da, de tineri. Tu singur ai spus, sunt niște copilandri. Îți amintești? Sofia, ce-i cu tine, Sofia? Spui lucruri primejdioase, Sofia. Luptați. Plângeți. La trăiți. Destinul actriței românce Claudie Bertola, marcat de fragilitate, spiritualitate, dar și de suferință, se înscrie în Marea Galerie a Artiștilor pentru Eternitate. Cred și sufăr mai puțin. Și când mă gândesc la chemarea mea, viața nu mă mai spăimântă.